Exprimare și dreptul la informare nu dispar dintr-o dată, ele sunt luate câte un pic. Mai întâi cu intimidarea presei, apoi cu acte de violență împotriva jurnaliștilor. Poate cel mai cunoscut caz de acest fel este asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi în 2018 la Istanbul. Intrat pentru un act în consulatul țării sale, el a fost ucis de o echipă de asasini și apoi dezmembrat și transportat în altă parte. Serviciile de informații americane au concluzionat că acțiunea a fost ordonată de Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite. După ce a provocat revoltă în lumea întreagă, cazul a fost trecut pe plan secund și este pe cale să fie chiar mușamalizat de tot. Recent, Turcia a aprobat transferarea procesului la Riad, asta ca să-și îmbunătățească relația cu saudiții. Din motive economice, ultimii doi președinți americani au refuzat, de asemenea, să ia măsuri împotriva familiei regale saudite. They had a very bad original concept. It was carried out poorly and the cover-up was one of the worst in the history of cover-ups. Because whoever thought of that idea, I think, is in big trouble. And they should be in big trouble. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China, and everybody else have them. It's all about, for me, very simple. It's America first. Saudi Arabia, if we broke with them, I think your oil prices would go through the roof. Direct la Ioana. Ioana, ne așteptăm ca în viitor jurnalismul să mai fie făcut doar de acești jurnaliști fanatici, pentru că îi vedem pe mulți dintre ei cum sunt tot mai alergați, huliți, urâți, nesusținuți. Chiar astăzi un judecător din Marea Britanie a spus că Julian Assange ar trebui să fie deportat în America, acolo unde americanii l-ar aștepta cu 175 de ani de închisoare. Până la urmă, un jurnalist care ce-a făcut și-a făcut treaba și-a făcut meseria. Aici cred că sunt două teme într-una, Angela. Spuneai tu că nu mai are cetățeanul apreciere față de munca jurnalistului. Discutați asta ceva mai devreme și cu domnul Toma și cu domnul Sârbu. Aici cred că aș trage o tușă mai groasă. Cred că e vina, în primul rând, a jurnaliștilor că și-au bătut joc de meserie. Cetățeanul nu mai apreciază și nu mai susține, cum discutați voi în mod repetat, jurnalistul, pentru că nu mai are de ce să facă asta. Pentru că cei mai mulți dintre jurnaliștii din România n-au făcut niciun serviciu public. Au făcut propagandă, și-au slujit interesele proprii și personale, au vânat funcții, au vânat contracte comerciale, n-au avut nicio legătură cu ceea ce înseamnă jurnalismul cu adevărat. Și ca urmare, evident că cetățeanul a zis, de ce să ies eu în stradă pentru tine, pentru ce să mă bat eu pentru tine când tu nu te-ai bătut pentru mine? Mai mult decât atât, instituțiile de presă din România au exact atât de multă libertate cât și-au dorit să aibă, cât și-au luat. Hai să nu uităm și să nu trecem atât de rapid peste povestea din pandemie, când un guvern al României a plătit presa, a dat fonduri publice, astfel încât să plătească teoretic o campanie de comunicare, practic să cumpere indulgență. Să nu uităm toate aceste episoade care puse una peste alta. Care ulterior presa a fost trasă la răspundere că răspândește fake news și a fost amenințată că va fi curățată, scoasă din online dacă răspândește sau folosește anumite cuvinte cheie identificate pe baza căror algoritmi, astfel încât să fie catalogați drept dezinformatori. Și să nu uităm că discuția s-a redeschis în urmă cu câteva săptămâni, atunci când DSU, condus de doctorul Arafat, a spus că este pentru un proiect făcut împreună cu societatea civilă, prin care acest mecanism de care aminteai tu, Irina, să fie reluat și folosit la scară largă. Discuțiile astea sunt absolut nesănătoase atâta vreme cât nu ne lămurim ce căutăm noi în viețile noastre, ce vrea jurnalistul de la meseria lui, ce vrea o organizație de presă, patronii de presă din România să respecte statutul. Din nefericire, spre deosebire de statele care stau foarte, foarte bine la indexul libertății presei, noi nu avem o lege a presei care să clarifice ce face un editor de presă, până unde poate merge un patron de presă din România, ce poate cere și ce poate să nu ceară
de la instituția pe care o patronează. Pentru că, din nefericire, bunul simț despre care discutăm ar trebui câteodată reglementat, scris negru pe hârtie, pentru că, iată, așa cum spuneam și mai devreme, foarte mulți dintre noi și-au pervertit meseriile, astfel încât astăzi suntem în punctul în care suntem și discutăm despre ceea ce discutăm și ar fi trebuit, poate ca în 2022, la mai bine de 3 decenii de la Revoluție, discuțiile noastre despre libertatea presei să fie alte. Mulțumim, Ioana. Și de la situația aceasta din România aș vrea să mergem să discutăm cu Felix în Spania și să vedem în ce fel, cum se simte libertatea presei acolo în Spania și mai ales că, iată, am tot adus asta în discuție, dacă într-adevăr jurnaliștii de acolo sunt sprijiniți de societatea civilă în momentul în care ies la iveală nereguli. Înainte de toate, aș vrea să încep cu o anecdotă pe care am trăit-o recent la o conferință cu experți în protecția muncii după pandemie sau în timp după pandemie și unul dintre ei zice: nu sunt, nici măcar nu apărăm în presă. Era să mă pufnească râsul, zic în mintea mea, cine ar vrea să citească știri cu experți în protecția muncii? După aceea m-am gândit, stai un pic, oamenii au nevoie de presă, au nevoie să fie ascultați, au probleme pe care vor să le spună celorlalți. Presa există și are rolul ei de a da voce celor care nu sunt ascultați nicăieri, nici chiar de stat. Iar în Spania, într-adevăr, trăim într-o democrație reală, este adevărat că există o separare a puterilor în stat, dar ocupă locul 29 în acest clasament al Reporterilor Fără Frontiere, care spun că există în continuare o opacitate puternică în instituții. Deci nu avem acces la informații. Știm cu toții că în toată Europa, în această Europa minunată în care trăim și pe care o iubim, s-a proliferat o politică de comunicare prin care niciun angajat, niciun funcționar nu mai are voie sau este pedepsit dacă vorbește cu presa, chiar și la o cafea, să spunem. De aceea este controlat acest acces al informațiilor. Și ca să vă mai povestesc un aspect interesant, pe holurile de la Guvernul Spaniei, la sala de presă, sunt afișate primele pagini ale ziarelor din momente istorice ale țării, dar în sala de presă, jurnaliștii care pun întrebarea sunt arătați cu degetul. Deci nu există o listă pe care să te înscrii și să ocupe un loc. Și ca să amintesc ce spunea domnul Sârbul și domnul Cristoiu mai devreme, care au ilustrat perfect situația jurnalistului de astăzi, trebuie să vă spun că aici se întâmplă un fenomen plin de speranță, aș zice. Sunt aproape 750.000 de abonați la ziarele online din Spania, care în timpul pandemiei, pentru că au rămas practic fără bani din publicitate, iată, au avut curajul să treacă pe plată. Au creat acel acces de plată pentru cititori și se apropie de 1 milion de abonați în cursul acestui an, ceea ce le poate conferi libertate și independență. Acea independență pe care ne-o dorim cu toți. Sigur, Felix, dar aici este o nuanță pe care nu trebuie să o trecem cu vedere. Faptul că cetățenii înțeleg importanța instituțiilor de presă și importanța ca ei să rămână conectați la informație, pentru că dacă mergi în alte țări unde societatea nu înțelege, cetățeanul de rând nu înțelege importanța acestui drept de a fi informat, preferă să taie acest cost, să fie primul care iese de pe listă, știi? Ce mai tăiem? La ce facem reducere luna aceasta? Uite, tăiem abonamentul de la ziarul X, local sau național, nu? Și aici aș vrea să-ți fac o mențiune. Anul trecut, pentru prima dată după 10 ani, a intrat din nou în lista coșului de cumpărături acest abonament la presa din Spania. Deci, eu cred că totuși avem speranțe dacă lucrurile se fac bine și dacă instituțiilor de presă li se permite să se dezvolte fără presiuni economice în special. Mulțumim, Felix. Mulțumim, Felix.